Se vorbește din ce în ce mai mult în spațiul public despre efectele secundare ale antibioticelor comercializate în farmacii. Din fericire, natura ne oferă destule alternative sănătoase, care sunt cele mai eficiente antibiotice din plante. Aflați la rubrica Lac Bun. Fiți bineveniți la Leac Bun, emisiunea alegerilor inteligente pentru sănătatea dumneavoastră. Nu trebuie să ratați această ediție pentru că vorbim de alternativele naturiste la antibioticele clasice. Și pentru a discuta despre acest subiect extrem de interesant și extrem de util, am invitat-o alături de noi pe domnișoara Anca Lobonț. Sărut mâna! Dumneai este farmacist și medical advisor. Haideți să intrăm direct în subiect și să vorbim de aceste alternative. Care sunt, practic, remediile naturiste care pot înlocui antibioticele? Știm că e o dispută întreagă despre cât de bune sau rele sunt antibioticele pentru clasice, să zicem așa, pentru organismul nostru. Deci, care sunt alternativele naturiste? Din fericire, mama natură ne oferă foarte multe alternative și, din fericire, alternative viabile, tot mai bune și mai eficiente, ca și alternativă la tratamentele clasice, cu antibioticele clasice, pe care, cum a spus și dumneavoastră, au efecte nocive asupra sănătății. Și ca să începem cu top 10, pe primul clasat, surprinzător, este oregano sau șovârful. Extractul din oregano are niște proprietăți antimicrobiene extrem, extrem de puternice. O publicație foarte importantă din Statele Unite a prezentat un studiu care a demonstrat că este mai eficientă chiar și decât streptomicina și penicilina. Vorbim aici deci de clasicul oregano, extractul sigur, dar un extract sigur mult mai concentrat. Extractele standardizate pe care le găsiți în anumite deci produse. Deci folosim ca mirodenie nu e chiar, adică trebuie un extract o cantitate mult mai mare de substanță. Are și acea mirodenie, astfel că alimentele sau mâncărurile pregătite cu acest condiment vor avea aceste efecte, sigur la o intensitate mult mai mică, însă efectul cel mai puternic vine din aceste extracte standardizate. Medalia de argint, să zicem așa? Medalia argint o putem acorda usturoiului. Clasicul usturoi, atât de întâlnit în bucătăria românească, sigur. Și care se spune tradițional că luptă împotriva infecțiilor. Da, dar aceea se și asociază și cu anumite mâncăruri grele, tocmai prin a stimula digestia, dar și pentru efectele lui antivirale și antibacteriene. Este extrem, extrem de eficient, atât în situațiile în care ne luptăm cu infecțiile acestea virale sau antibacteriene, dar și când vorbim despre helminți, de viermi intestinari. Locul 3. Pe locul 3 aș pune rozmarinul, care are acidul rozmarinic, reușește să lupte împotriva bacteriilor, de fapt a protecției pe care bacteriile și le creează împotriva sistemului nostru imunitar. Că voi ajunge și aici faptul că și sistemul nostru imunitar este capabil să lupte, bineînțeles, cu infecțiile și totodată avem plante sau remedii naturiste care ne ajută să ne întărim sistemul imunitar, să luptăm împotriva lor. Deci, practic, avem două categorii de remedii. Unele care acționează direct asupra agentului patogen, că vorbim de bacterie sau de virus, și o altă categorie care, practic, ajută, e un fel de stimulent pentru imunitatea naturală a organismului, care după aia își face treaba mult mai eficient, nu? Exact. E exact. Corect această împărțire, nu? Exact. Și din fericire avem pe piață produse sau variante de produse care le îmbină. O combinație dintre soc, usturoi, pin și oregano luptă foarte mult împotriva infecțiilor bacteriene. Pentru stimularea imunității și lupta împotriva infecțiilor de sezon, avem o combinație dintre soc, echinacea, vitamina C, pin și extractul de salcie, de Salix alba, aspirina naturală cea faimoasă. Ce alte plante mai puteți prezenta telespectatorilor noștri ca și remedii, sigur, îmbinând una sau cealaltă variantă de luptă împotriva mai infecțiilor? Mai pot să amintesc cimbrul. Este, conține o substanță foarte puternică ce luptă împotriva acestor tip de infecții. În urma tratamentelor cu antibiotice, majoritatea pacienților dezvoltă candidoze la nivel bucal. Și aici putem opta pentru produse care conțin, de exemplu, gălbenele sau propolis, care ajută foarte mult la lupta împotriva acestor tipuri de candidoze și totodată la refacerea mucoasei bucale. Deci avem toată panoplia de remedii naturiste. Precauții, ceva ce trebuie să știm, să avem grijă, contraindicații?
Sigur, este foarte important ca pacienții și telespectatorii să înțeleagă că fiecare remediu natural are și contraindicațiile sale, la doze foarte mari sau dacă nu sunt utilizate corespunzător. Atunci când le luăm singure, fără alte medicamente asociate, suntem în siguranță, ele fac foarte bine. Dar dacă există pacienți care au și alte tratamente, este foarte important să se adreseze medicului în cazul în care vor să ia un tratament îndelungat sau niște doze mai mari. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile utile și interesante pe care ne le-ați dat, iar pe dumneavoastră vă invit în continuare aici, la Leac Bun, la emisiunea Alegerilor Inteligente pentru Sănătatea dumneavoastră.